Să fumează, să înjură pe podcast, să vorbește urât, să dă muie, dacă vrei să fuți youtuber în gură se poate, dar tu suporți hate-ul, dacă vrei să saluți părinți, prieteni, dacă vrei să dai shout-out la oameni, la oamenii cu care te joci tu, bun, da? Deci se poate de toate, da. Nu nicio problemă. Salută fratele Curacu și bine v-am găsit la un nou episod, băi, Alin, Olin, cum trebuie să zic, nu contează, îți zic atât. După ce terminăm podcastul ăsta, să intri la ultimele două podcasturi ale mele și să te uiți în comentarii. Nu să te uiți la clip! Nu te uiți la clip! Let's go! Băi, deci nu te uiți la clip, crede-mă, și de ce? Ești cel mai cerut om în ultima săptămână. Deci de când a apărut cu TDR-ul, mamă, bă, și bine, mi-au dat, cred că sunt oameni de la tine, știi? Ce bă, ce numărul unu? Știi că eu am zis pe podcastul cu TDR, am zis, bă, zic numărul 1. Eu mă refeream pur și simplu la numărul de view-uri, gen, și cine gen, ține treaba asta acum sus pe view-uri. Și bă, ce numărul 1? Bun, fără alte introduceri, l-am adus pe nimeni altul decât Olin sau sub numele lui real. Alin, viața mea, Alin. Alin, Alin băiat fin. Băieți, vreau să apăsați butonul de lichean în forță rău de tot. Vreau să verificați descrierea aia pentru că aveți acolo linkul de la canalul lui Alin și merită băiatul subscribe pentru că se joacă și o să aflați pe parcursul acestui podcast în ce manieră joacă și la ce nivel joacă. Pentru că nu e un jucător pur și simplu, băi, omul joacă PUBG și atât. Nu, no. Alin joacă undeva sus acolo. Bun, cum începe de fiecare dată Alin? Am o viață, am zis. Descrie-te într-un minut. Să numărul 1, mâncați și pulat. Ok. Ce să zic, mâncați și pulat, numărul 1 și atât. Acum... Atât vreau omul să zică despre el, mă. Ce vrei? E numărul 1. Câți ani ai? Câți ani ai, Aline? 26, viața. Bă, glumea. Mulți înainte, dar nu? Bă! Numărul 1, pe jocul ăsta, sunt eu. 26 de ani, Alin. Născut, da. Crescut unde? La țară. Bă, e bine că îmi ridici un pic starea de spirit, că sunt supărat cu prințesuca asta. Nu mai fi supărat, mă, viața, că e bine. Trece viața. Bă, toate în viață trec. Născut, crescut, da. La țară, unde? Am crescut la țară, comuna Petriș, județul Arad. Pă bune. Și acum, da, și după, bine, viața mea a fost așa, mai pe colo, colo, mai pe în Occident, mai pe dincolo. Ai fost plecat în afară? Da, frate, mulți ani. Unde? Nu mai știu pe unde, că a fost peste tot, frate. Deci ai cunoscut și străinătatea, ai cunoscut și străinătatea. Da. Mă bucur, mă bucur. Alin, unde ești stabilit acum? Bă, acum sunt în România, sunt în Timișoara, stau. Oho, băi, e frumoasă Timișoara. E forță, tot numărul 1. Tot numărul 1 și Timișoara. Eu stau în București, dar nu m-aș muta din București niciodată. Îți dai seama că acolo e numărul 1, fără un sfert, că e ora exactă. E ora exactă, de unde mă astea? De astea, de la ăștia, de le vând ăștia pe YouTube, pe internet, pe de-astea. Bun, da, Alin, avem un... ăsta o să fie cel mai chill podcast. Noi ne îndopăm ca să vedeți... Băi, deci voi trebuie să înțelegeți o chestie. Noi ne îndopăm acum și voi aveți impresia că, bă, uite ăștia, bea Red Bull, cafele, că vor ei. Nu, frate, e 6 după amiaza. Eu mă pregătesc la 10 să încep live-ul. Tu la cât încep live-ul? Eu mai târziu că am antrenamente, am scrimuri. Ai scrimuri. Și nouă ne trebuie puțin energie și ca să ne vedeți voi full options la noi... 2 secunde. Ei știu ai mei, mă, știu ai mei că eu sunt cu... Băi, numai că m-am trezit la 5 acum, am o față de bine, da? Mă știu, băi, mei, că mai fac și cu pene în cap, mai fac live-uri. Cu pene în cap, adică? Acum că mă trezesc direct în live, sar, câteodată. Ah, ok. Bun, așa, am schimbat bateria la camera. Da. Subiect comun cu tine, Alin, avem YouTube-ul. Dar înainte să vorbim despre YouTube și cum te-ai apucat de YouTube și de cât timp te-ai apucat de YouTube, vreau să vorbesc despre viața ta mai intimă, așa să spunem. Ai copil? Da, am o fetiță. Să-ți trăiască. Câți ani are? Și ai tăi dacă n-ai când o să ai, mă, viața. N-am încă, am doi cățeluși și o pisică. 7 luni.
7 luni să trăiască. Da, face 8 acum. Și soție ai, bănuiesc că, dar nu l-ai făcut singur. Stai seama că am. De cât timp împreună? A, dă mult timp viața mea. Guardam cu ea de când eram de... aveam 17 ani. Bă, dar eu nu știu câți ani ai tu. 26, am mai spus. Ai mai spus? Înseamnă, da, că sunt brambura. Ești mai mare cu un an ca mine. Și te-ai mișcat repede. Mă fac să mă simt prost. Păi viața mea de la Red Bull. Că nu bag mult. Acum în ultimele 3 săptămâni, o lună am început să bag mult. YouTube, Aline, ai început să faci YouTube. Când ai început să faci YouTube? Păi am vreun an. Faci de când m-am apucat ca lumea și am forță, da. Păi și ce? Nu chiar un an. Aproape un an. Aproape un an, cam așa. 10, da. Și te-ai jucat numai și numai PUBG? Da, numai PUBG. Ok, PUBG Mobile, ca să înțeleagă. Bine, una. PUBG Mobile mă joc de 2 ani de când a apărut. Ok. Să înțelegem, dar am început așa că... Cum ai început? Mă, viața mea, eram într-un clan de ăsta pe joc. Și acolo liderul la clan, eu mereu făceam caterincă și toată lumea mă știe de caterincă. Bă, Alin nebunul, uh-huh, știi? Și toți ăștia îmi ziceam, mă frate, vezi că sunt o grămadă de gameri, youtuberi, care fac YouTube și vezi că au ajuns foarte mari. Adică, prin jocul ăsta, dacă te apuci să joci, faci live, comunii, socializezi cu lumea și așa mai departe, devii foarte cunoscut și tu ai talentul ăsta. Și eu nu știam să apăs 3 butoane și atât, frate. De unde orator, talentul orator, să vorbești, să faci caterincă, să faci lumea să simte bine. Da. Și atunci am început pe Facebook. Am avut noi în clanul ăla o de asta, cum zice, o pagină de asta de Facebook și făceam de ăla, dar fără camere, fără... Doar hai jocul. Și ea, pe telefon, nu, cum dracu zice, arcade omlet ăla, doar așa, un okay recording de ăla pe YouTube. Ok. Și i-am dat acolo, i-am dat, nu mai știu, o grămadă de timp i-am dat acolo. Recent, de vreo 7-8 luni m-am apucat așa cu stream-ul pe bune. Mhm. Și cine te-a ajutat în treaba asta să te muți pe YouTube? Că știi și tu că e un echipament, e nevoie de o chestie, de o șpilă, de o daia. Da, nimeni. Pe bune, singur te-ai descurcat? Adică, ca să mă mut de pe Facebook sau cum? Da, gen, că, bă, dacă zici pe Facebook că făceai pur și simplu doar cu screen recorder, pe YouTube nu poți să... Da, mă, nu, m-a ajutat un băiat, Mozart, și mulțumesc foarte mult. Salut, el cu setup și cu toate alea. Ai investit ceva până acum în setup-ul tău? Da. Vrei să ne zici o sumă aproximativă? Tot. Tot ce înseamnă. Păi camera asta vreo 70-80 de lire. Okay. Am investit mai mult, mă, viața aia, că nevastă mea mi-a spart vreo două plasme, mâncați-i și pulata, s-a împiedicat în ele, înțeles? Păi cum adică două plasme? Tu, care e legătura cu plasma? Sau te referi la plasma e asta la care mă uit. Aha, monitor, mă! Așa. Mă leam mor cu tine. Ok. Continuă cu echipamentul. Da. Mi-am luat placă de asta de captură, El Gatito. Uh-huh. Microfoane, de-astea, cazmale, spray, nu știi? Topoare, săbii. Da. Băi, ești bine în momentul de față. Adică vrei să mai investești în ceva și care următorul upgrade, de exemplu? Bă, viața mea, momentan... Nu știu ce mai trebuie, cam ce să mai... Eu nu știu ce trebuie, înțeles? Eu sunt bine. Tu ești bine cum ești. Dacă ți-ai venit o oportunitate ceva, dai după. Păi eu nu știu, și dacă aș vrea să... Vreau să... Mă frate, eu sunt cu tehnologie praf. Eu nu okay. știu. Ok. Eu știu decât să mă joc și atât. Și să dau două butoane aici, am fost învățat cum să aprind camera asta, cum să fac aici. Am înțeles. Bun, da. În aproape un an de zile, aproape un an, ai zis, cred că aproximativ 10-11 luni, zici tu, maxim, nu? Da. Bun, la ce sumă ai ajuns pe YouTube? La abonați, te refer. Da, am vorbit de bani acum. 47.000 și vreo 300 și un pic, la ora actuală. Stai bine în sub un an. În primul meu an am făcut 4.000. Sunt bine? Și bine! Bați 50.000 la un an, e bine, frate, acum e mult mai ușor. Primul an e cel mai greu. Primii 50.000 sunt cei mai grei, că după aia devii ușor cunoscut. Că e efectul ăla de turmă, unde sunt oameni, deja mai vin oameni, știi?
Asta nu știam, da. Ba da, e cel mai greu, e cel mai greu. E cel mai greu. 47 de mii și câteva sute. Bun. Bă, nu știu dacă ești mulțumit, dar mie mi se pare o sumă rezonabilă. Nu știu dacă și despre mine, dar și eu am jucat PUBG Mobile. Doar că pe emulator. Eu cu asta m-am apucat. Cu PUBG-ul mare, Aveți? apoi Nu mai ești emulator. prietenul meu? A? Nu mai sunt prietenul tău? Nu, trebuie pe telefon. Bă, nu, știi de ce? Cum am apucat eu. Bine, depinde cum îl joci jocul. Eu joc competitiv viața, îl joc la nivel. Da, pe asta vreau să zic și o să vorbim despre treaba asta, dar eu când m-am apucat, așa, da, poate mai vorbesc și eu de De tine, că distracție, nu? vorbești numai tu. Nu, m-am apucat cu PUBG-ul mare și era foarte greu, făceam 2-3 kg maxim, ești de bun, nu câștigam meciuri, câștigam 1 la 100. Și am zis, bă, a venit unul și au zis, ia uite, bă, e o comunitate de PUBG Mobile și poți să joci de pe calculator. Zic, bă, dă-te dracu. Și am intrat și din primul meci am luat win. Zic, mă, dă-te dracu de aici. Intra fiecare clon cu sniper, cu d-alea, știi ce? Eu jucam, mi se zicea car 98, eu jucam numai carul, ești nebun, căpăuri din toate punctele, din toate pozițiile. Conacul 98, ăsta era nickname-ul meu. Prima dată m-am numit Conacul Coinescu. Și am fost în prima comunitate mai, care am știut eu, mai masiv așa, PUBG Mobile România, care acum câțiva oameni au ajuns pe la, au fost în august, iulie-august au făcut la Katowice ceva turneu. Sunt în distribuție acolo sau la producție, ce fac ei. Deci au ajuns mari oameni. Bun. Știu ce zici tu, adică și cunosc. Bun. Și câțiva prieteni de-ai mei și probabil știi și tu. Nu le dau numele că să nu mănânc căcat. Bun. Și eu m-am apucat și am jucat, cred că vreun an și ceva. Mi-am făcut echipă, Conaci. Jucam de pe emulator, dar aveam și Conaci Mobile Girls. Am și acum o poză. E pe aici pe undeva, Conaci Girls, Emulator, Academy și nu mai știu, Prime cred că era. Bun, și erau câteva echipe, dacă, nu știu dacă știi, acum vreo un an jumate, dacă te uiteai la scena asta de pe emulatoare, juca lumea. Găbulenii, Conaci, făcuse Alexiu echipa, cum îl cheamă, dă e... A, știu, bă, băiatul ăla. Dar a luat un nume de la PGL, cum îi zice? De la PGL e o divizie sau o echipă ceva, nu mai știu. Mă rog, e făcuse... Să ne spuneți și nouă în comentarii dacă știți acolo. Bine, sunteți și pe premieră, ne uităm. Eu cel puțin o să mă uit, că mă uit pe fiecare premieră ce faceți băieți. Și vă salut și acolo pe premieră. Era UFH, Găbulenii, noi... băi, am un lapsus acum enorm. Dar ne jucam super competitiv, dar jucam după calculator. Și apoi noi ne-am lăsat. Și apoi a apărut în scena asta, tot de pe emulator, și prietenul tău, sau mă rog, cunoștință sau coleg de breazdă, să zicem, TDR-ul. Ca așa a apărut el. Și a avut foarte multe sclipiri și băiat deștept că a pușat cu lumurile. Înnebunise lumea atunci, era Dodo care făcea, dacă știi pe Dodo, de pe emulator. Da, Bătrânul știu. de Dodo, da, care s-a certat cu mine degeaba. Mi-a dat bani pe chat. Și ție? Îl bătei, nu? S-a uitat de cât. Credea că invers. A, ok, am înțeles. Nu, noi Pe chat. intram la rumul și îl băteam, că el juca pateu. Bun. Da, și Și prea. TDR-ul, că bine, am adus vorba de TDR-ul, făcea treaba asta foarte bine, pușea cu rumurile. Adică oamenii voiau să se intre, să se strângă 100 de oameni și le avea foarte puțin abonați, sub 5.000 sau sub 10.000 și el făcea numai rumuri. Eu mă plictiseam, eu jucam rank push mereu cu oamenii, știi? Adică cu ai mei. Da, nu reuziteam. E, și el a făcut comunitatea asta, a atacat bine aici. Și așa am luat eu contact cu PUBG Mobile, dar pe telefon mi se pare de 22.000 de ori mai greu. Nu pot să mă joc de pe telefon, deși jocul încă mă atrage. Îmi place PUBG și PUBG Mobile. Nu pot. Nu pot. Da, e foarte greu și e vorba de bani, ani de Așa, tu cum experiență. te-ai apucat de PUBG Mobile? Nu de YouTube, PUBG Mobile. Pe viața mea m-am apucat de Free Fire, mai e un joc pe mobile, poate ai auzit. Nu mai ești Ascultă-mă! prietenul meu, nu mai ești prietenul meu. Nu mai ești prietenul meu. Prieten, m-am apucat să-mi de jocul ăla și ce să vezi? Jucam acolo, bă frate, eram bombardier acolo, rupeam tot. La un moment dat vine frate meu și îmi spune, bă, ești fraier? Și ziceam, păi vezi bă frate că nu e ăsta jocul care trebuie. Că ăsta e copie de fapt. Și mie mi se părea numărul unu în top. Da. Și ce descarcă și tu PUBG-ul ăsta și vezi tu cum se mișcă. Altceva, doi nou. L-am descărcat și l-am șters a doua zi, mâncați și pula ta, că nu, eu eram De ce? acolo. De ce? Eu așa sunt fidel la un joc, ce zic? A, Mi-a plăcut un pic Free Fire-ul ăla ca în și zic, nu. relație, Sanchi. A, Au, ceva. au, așa. Zic. Da? Și vezi tu că
La un moment dat, mă, prea ușor eu muram pe aia pe Free Fire, știi? Mă, tot, eu muram pe toți, treacu, nu mă băta nimeni, nu mă deranja nimeni acolo. Și am zis, mă, nu e treaba bună, hai să văd ce zice ăsta de jocul ăsta. Părea mult mai realistic, mult mai ce trebuie, știi? Doar că mi-era mie greu să mă joc, știi? Păi el era riculul ăla. Și era cu scop, puteai să pui scop de 8, pe AKM, pe da, ce zici. Multe tehnologii și unde e multă tehnologie, pe mine mă bate, știi? Așa. Și m-am apucat de el, tăi, tăi, tăi. I-ai dat o șansă jocului, practic. Da. Și când, cum te-a atras, adică când te-a captat, de, ai dezinstalat Free Fire? M-a captat când am luat primul win. Adică rapid, că bănuiesc că... Da, dar n-am omorât pe nimeni în viața mea, că l-am omorât zona pe ăla. Băi, ești nebun. Asta e primul tău win pe PUBG? Da, m-am dus. Nu, când deja eram cu player, cum ar veni, că okay. Win-uri de astea, că jucam arcade mult. Okay. Pe sniper, pe alea, altceva. Dar când am dat de classic și așa, l-a omorât botul, zona l-a omorât pe ultim. Că eram pe burtă, nu mă știa nimeni. Aveam altceva. Mamă, e șarpe, bă, la mamă, ce uram pe ăștia care stăteau pe burtă. Am văzut o chestie la tine, bă, da, noi le băgăm bine, când vorbim care cum apucăm, ce ne aducem aminte, că de-aia v-am zis, nu am întrebări la podcastul ăsta, de ce puneți voi și ce punem la final. Am văzut la un moment dat că faci o chestie pe live, că mă mai uit, dar din cauza unui YouTuber, nu o să-i dau numele niciodată, nu mai scriu pe chat-uri, frate, pentru că mi s-a luat. Adică să nu bagi oamenii în seamă și să fie clar, obvious, pe față. Asta e prostie, da. Frate. E, nu, n-a băgat în seamă și a zis, bă, ia stai, mă, mă uit eu și la ăla și la ăla și la ăla și îmi văd de treaba mea. Bă, și tu faci o chestie, nu știu cum, dracu, de tragi, faci și spray controlul, faci și spray transferul, știi, și pui pe burtă, te ridici, adică nu știu să-mi bag pula acum. Am înțeles, bă, eu nici pe calculator nu puteam să fac treaba asta. Bun, ai venit pe PUBG Mobile, ai făcut și te-ai apucat și de YouTube. Ai avut bifuri pe YouTube? Adică ceartă cu alții? Da, 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 da. Da, am avut la început, da. Cu oameni de pe chat sau YouTuber? Eu vorbesc de YouTuber în general. Cu, da, cu YouTuber, da, cu YouTuber. Da. Și avea ceva. Aveau ceva cu tine? Da, cam că sunt talentat. Bă, știi ce, care-i faza dură? Că ești și bun la jocul ăsta. Și joci și la nivel competițional, adică, uite, hai să le zicem oamenilor, spune-le tu, de fapt, că eu nu știu să zic, da, am fost, la ce nivel am fost joci? Păi am fost finalist și în 2019, am fost finalist în Europa, adică finala mare în Europa regională, care se juca atunci, Turcia, juca Germania, juca toate țările astea, Rusia, erau practic o finală regională și eu am fost... Am fost finalist. Ok, ce loc ai luat? 13. Ah. Cu echipa de arabi. În fine, nu eram mulțumit de ei, pentru că mi se păreau prea slabi. Și... Păi și cum ai ajuns în echipa asta? Păi tot așa, lumea mă știa pe mine. Adică, vezi tu, mă cunosc o grămadă străini din afară, cum că joc olin, știi? Joc foarte bine, sunt talentat la jocul ăsta. Și... Așa... M-au chemat, ei deja erau înscriși la turneul ăsta și mi-au zis, bă, Alina, știm de tine, am auzit de tine, ne uităm la tine, ești foarte talentat și vrem să vii cu noi, să joci cu noi. Și n-ai stat pe gânduri, nu? Îți dai seama că n-am stat pe gânduri și m-am dus direct. M-am dus direct în grupe, am trecut grupele, oricum am fost eu și mai un băiat care, practic, prin el am intrat acolo. Ai făcut prin senzație? Ai făcut senzație în meciuri? Îți dai seama. Da, păi juca și un băiat acolo, unul Cofin, un turc. Un mare YouTuber, știi? Ok. Și eu l-am ghidat pe ăla, frate. Aaa... Îl consideram prea slab, era slab. Îl vedeam slab, e slab. Mamă, ce cauți la acolo? Și atâția abonați. De unde? Bine că nu mă joc. Ești exact tipul de player bun, în opinia mea, dar toxic. Eu cred că un player, dacă renunță la asta și să fie mai chipzuit, ajunge mult mai mult. Dar bă, la un moment dat ți să și ia, știi, pentru că trebuie să dovedești și dovedești tu, practic, ești bun, că și tu ai dovedit, știi? Bun, hai să ținem firul ăsta. Ai făcut grupele, ai ajuns în finală, locul 13, da? Bun, ai jucat bine, joci la senzație sau joci la win?
Și una și alta, că ai nevoie și de kill-uri, ai nevoie și de win pentru punctul. De exemplu, win-ul e 20 de puncte, un kill face un punct, Da, înțelegi? deci Să zicem. Da. dacă ai Pentru făcut că nu vreo tot timpul ai 10 zona, nu tot timpul ai zona și acolo ești și la noroc. Adică, dacă nu ai zona, te duci la kill-uri, știi? Oarecum. Stai în afara zonei pe Bun, kill-uri, pe ăsta a toate fost primul sau ultimul turneu pe care l-ai jucat? kill-uri. Nu, a mai fost un, am câștigat... am luat locul 3 în toată Arabia aia, ce știu pe unde a A, fost. deci ai jucat gen practic o Cupa Arabiei, să zicem, cu echip tot cu echipa asta? Nu, 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 cu alții, cu alții, cu bătrânul Beso, un prieten de-al meu cu care am început eu să joc. La Eu nu vremea știu și nici respectivă. oamenii nu știu, de-aia te las Da, pe da, tine da. să povestești. Nu, la vremea respectivă el era cel mai bun. Acum tu. Sunt numărul Se unu, mă, viața. pare, se Hai, pare. bă, eu... Păi eu când zic că sunt numărul unu, îți spun de ce. Pentru că m-am bătut cu toți pro playerii din România și am bătut cu toți. Pă După bune? telefon. Da, mă, viața. Cu cine te-ai bătut? Ia dăm niște nume. Alo, cu toți care m-au făcut challenge. Haide, mă, 1 versus 1, șmecher, talente, let's go. Ai ezitat vreodată să dai 1v1? Niciodată pe live, toată lumea știe, niciodată. Nu mă șalier. Îmi zicea... Nu mă așa... A, nu dai înapoi, gata. Băi, Niciodată. băi, băi, uite-mă în palmeu, mă pierzi când câteva le gândesc, știi? Păi niciodată nu, pentru că până la urmă ăsta sunt Dar Olin. bați emulatoare? Cum? Că mi se pare mai Nu ușor mai de pe emulator. știu, dar eu... Da. Bun. Hai, zi-mi de turnee unde ai mai jucat. Am jucat la ăla, peste tot, la turneu, pe unde am fost. M-ai lămurit să moară bărbatul meu, Nicoleta, dacă nu spui. Păi, ai jucat peste tot. Zi-mi niște nume unde ai jucat să audă lumea că eu nu Nu le știu. mai țin minte că am jucat o grămadă, mă, viața mea. Ba, turnee de-astea, pe UC-uri, ba, peste tot. Ai La câștigat nivel... premii? Care e cel mai mare premiu pe care l-ai câștigat? Mă, le-am câștigat, dar mi-au dat țeapă, că banii nu mi-am văzut. Pă bune. Da, uite, de exemplu, am câștigat cupa asta la... Nu, am luat locul 3 și că da vreo 3.000 de euro, de unul. Deci erau pus și în joc foarte, foarte mulți bani. Păi Dar și n-ai banii... făcut și tu un pic de tamtam, bă, banii. E, cu tantamul rămân viața mea, ce să... Da, mă, dar și de acolo și așa. Deci și acum ce vrei, să mergem peste ei? Nu, pe la Răboi, pe acolo, te bați cu Alahu, ce dracu. Păi, zic și eu, nu știu, pana Bun. Da, mea. Bă, nu, nu-mi n-aveți. vine să cred. Adică turnee de astea mari pe bani și tu să nu-ți dea banii. Da, nu ne-a dat bani. Nu, nu ți-a dat bani. Bun, Nu, ți-ai da. fut în gât. Da. Aciu. Bun. Băi, care este Zivir. percepția ta despre meseria asta de YouTuber, content creator, live streamer? Cum te vezi și cum te vezi tu? O, viața, eu am încercat să le fac pe amândouă, știi? Dar mai ales acum că suntem calificați, iar din nou, în cel mai mare turneu la nivel mondial din lume, adică în PMCO, sunt calificat și cu echipa mea și acum pe 1 septembrie o să jucăm grupele, semifinalele și cu ajutorul Dumnezeu și finala. Doamne ajută, doamne ajută, să ținem pumnii aici și noi. Dumnezeu. Ok, așa. În ce echipă joci acum? În Bloodline. E echipă românească? Da, sunt viețile mele. Și cu cine joci Johnny, acolo? Johnny, te pup, bă! Dă-le shout-out Te la pup! oameni. Dă-le shout-out. Buriane, te pup jos, când pan avem loc, știi tu, 2-9. Nurofen, ești vai morții tăi. Ok, ăștia sunt cu echipierii tăi. Da, sunt Și pe viețile mele. rezerve nu le bage seamă, nu? N-ai. Rezervele sunt la nevoie, viața. Dar la noi nu e nevoie, că suntem uniți mereu. Am Da, asta e. înțeles, Suntem am Bloodline. înțeles. Vă înțelegeți bine, nu? Da, numărul 1. Bun, deci cum te vezi? YouTuber, live streamer, content creator? Live streamer, toată Live viața. streamer. Bun. Așa. Deci te vezi live streamer. Care a fost cel mai frumos match al tău? Îl ții minte? Ah. Zi. Da, că am plâns la el, că nu mi-a ieșit. Da, mă, viața mea, eram pe Erangel și filmam. Am și pe YouTube. Am făcut 37 de kill-uri solo squad. Da. 37 de kill-uri, mi-a furat unul în kill, care îl pusesem knock deja pe unul și mi l-a furat. Și ultimii doi m-au omorât, m-au călcat cu mașina, că numai ce m-am mutat pe noi setări și mă blocasem. Și ăla
când am tras după el, am mai putut să scot scopul și m-a călcat. Am plâns, frate. 40 de kg. Oricum așa că oricum tot e record în România, 37 de kg. Știu sigur. Mamă, mâncați. Și la solo versus squad, adică nu solo. Te duci și cauți. Nu, mă, viața mea, 1v4. Bă, da. Mă uimești să-mi bag. Știam că ești bun, mă, dar acum după ce îmi zici, mă lași așa. Nu. Am plâns, frate, am urlat, am spart telefon. Ai spart telefoane? Păi făceam, îți dai seama că era record în Europa. Și, nu știu, 37 dacă e record, dar 40 sigur. Trebuia să fac 40 de kg în meciul ăla. Adică și n-ai mai încercat după aia? Nu-i mai găsești. Nu-i mai găsești, nu-i găsești, da? Dacă da. Bă, păcat, păcat. Bun. E Alin același Alin dinainte de a face YouTube? Toată viața, am o viață și la 2 milioane de abonați. A? Da, eu sunt așa sunt. Mă știe toată lumea. La fel de nebun. Tot așa sunt. Cu rupem tricouri, cu facem, sărim în aer. Deci nu s-a schimbat nimic la tine. Mă, și e bine treaba asta, e bine treaba asta. Uite, fii atent acum. Acum o să fim la suflet, te-am întrerupt, ascunze. O să fim la sufletul oamenilor, pentru că foarte mulți oameni, o să vedeți și pe întrebări, foarte mulți oameni au cerut sfaturi despre PUBG și nu înțeleg cum ești tu așa de bun la PUBG, că bine zis să-mi aprind și o țigară. Spune-mi, unde crezi că greșesc oamenii care se apucă de PUBG acum la început? Copiază pe alții, mă, viața mea, și asta e o mare prostie. Nu vorbesc de YouTube, vorbesc de PUBG. De PUBG, da. Cum, de exemplu, dacă eu mă apuc de PUBG acum, cum te pot copia pe tine? Păi nu, că multă lume încearcă să... Majoritatea, toți, încearcă să băcutare, Takaz, Levinio, Sevo, ăștia care sunt YouTube content creator, sau cum le spui tu. Și vai de mine, iau sitările cu lui Șavarnescu și mă joc și eu cu ele, știi? A, deci pe setări, la prima greșeală sunt setările. Da, setările, la toți. Pentru că toți apelează la totul de gata, știi? Așa. E mai ușor să-i bai setările lui ăla și să fii prost, că tot nu ești bun. Mamă, cum ai dat-o? Păi nu, în sensul bun. Mă, eu sunt direct, eu ce sunt? Da, mă, clar, ce vreți? Cel mai bine, ți-am zis la început, bă, poți să-mi jură, să fute, să... Păi chiar că bani setările lui ăla, tu prost zici, că joci prost. Nu, dar ia, fă-mă și pe mine, deșteaptă-mă și pe mine, că am auzit la câțiva, am și văzut și eu clipul lui Tede. Ce e ta caz ăsta? E un YouTube creator în viața mea și se bate pe acolo și el. Face live, e chiar da. Așa de bun? E bun ca și skill, dar... Nu, mi-am mai folosește câte una alta, că noi ăștia care suntem la nivel mai înalt, știm. Aaa, sunt scripturi, sunt astea și pe PUBG? A, nu, sunt ala de vezi, prin pereți, viața mea, îți spun. A, deci cod direct. E da, la așa, de vezi. E greu înțeles, să deci practic, nu e ce trebuie omul. Păi, nu prea. Mă, nu că eu n-am treabă cu nimeni, mă, toată lumea să facă milioane de abonați. Da, nu e problemă, dar până la urmă... Ai dedicat jocului, mă, viața mea, jocul ăsta e viața mea, de asta spun că sunt. Bă, asta am observat. Să știi că orice îi zice, tu ești dedicat jocului. Și nu da, mulți bă. Oameni, eu cred că tu faci YouTube, sincer, eu cred că tu faci YouTube... Doar pentru PUBG. Nu m-am doar ca să nu te joci solo, băi. Adică să ai niște oameni cu care să vorbești, să nu te plictisești acolo, nu doar în meci, și să le arăți oamenilor că uite cum joc eu. Bă, nu faci invers, bă. Vezi că sunt oameni care joacă PUBG ca să facă da. YouTube. Sau știu. CSGO sau... Te folosesc un joc ca să crească în YouTube. Da, deci sunt oameni... Nu, ăsta e jocul meu de suflet, ăsta e ceva ce... Ai... Fii atent, Aline. Zi. De mâine să șterge PUBG-ul, ce faci? Mă, nu știu, nu m-am gândit la asta. Te gândești? Păi dacă să ștergem o viața mea PUBG-ul, par alte jocuri pe telefoane care să mă pușcă. Deci te reprofilezi. Ai vreun al doilea joc preferat care când nu-ți iese nimic pe PUBG, îl te intri pe el? În general jocul de shooting. Uite cum e, uite de exemplu îmi place CS Global ăsta cum e ce. CSGO. CSGO, da? Eu m-am descurajat pe jocul ăsta că spuneau ăștia, nu știu acum dacă sunt aberații sau nu, dar că ai nevoie de calculator, de ăla. Bă, nu avion, dar acolo un 40 de bețe tot bagi în calculator. 40 de milioane? Da, minim. Am băgat 1500 în ăsta, înseamnă că e forță. Păi da, merge așa.
Merge. Merge? Merge, brother. Dar mâine jucăm Counter-Strike, mâncam aici pula voastră! Să fie acolo. Eu am învățat de la Palace, eu studiez mult pe Palace. Și am învățat să dau noscopuri de la el și de alea ce... Ce mă uit la el și eu? Are și el momentele lui. Dă-i, tată! E numărul 1, frate, e numărul 1 Palace. Părerea mea, nu știu, poți să-ți supere alți youtuberi sau alți jucători. În România e The King la Counter-Strike. Dă-i nou. Părerea mea! Fii atent, da mă, nu contează, fii atent aici. Și cine ai făcut tu pe podcastul ăsta, nu m-ai făcut pe mine în gură. Ia de să-ți dai un motiv să mă fuci și tu și oamenii în gură. Așa, ha. Care e media ta de oameni pe live? 7-800. 7-800, da? De ce crezi tu 6-500, că, nu ai, că nu ai mai mulți oameni pe live față de alți youtuberi care fac live-uri cu PUBG Mobile? Ce crezi că îți lipsește ție? Sau ce au ei în plus? Depinde și ce fel de categorie de oameni ai pe live. Ce zic? Ah, ok. Te referi la copii aici? Da. La mine sunt mai adulți. Te-ai uitat vreodată, te-ai uitat vreodată pe statistici? Media de vârstă? Da, da. Peste. Ia zi-mi și mie, zi-mi și mie la... Că îți zic și eu de la mine. Stai și să nu te mint. Până în 18. Stai să nu te mint. Hai să ne uităm în același timp, până în 18 și le dublăm, știi că se dublează asta, că oamenii își pun așa, gen la mișto. Da, imediat, două secunde, de nou. Bă, stai așa că eu te-am mai zis. Ai YouTube Studio, nu? Da. Intră pe YouTube Studio, date statistice și te duci la public. Stai așa. Uite, eu am vârstă, 13-17 ani și 18-24, ți le zic. Da, date statistice, nu? Da. Public. Da, public. 13-17 ani, nu, lasă bărbat. Da? Zi. Hai zi bărbat, na. Bărbat, 91% și 91,3% și femei am și 8%. Stai bine, eu am bărbați 93% și femei 6,5%. 13-17 ani, zic eu primul, 5,6%. Cât? 5,6. Eu am mai mult. Cât am ai? 9,3. 9,3. Astea le dublăm mereu. Adică 11% am eu, tu 20%, cam așa, sunt copii. E, dar restul, 80% din comunitate e peste 18 ani. Păi da, mă, viața, da, am 30%, 25-34. Da, mă, dar depinde și de tipul tău, că tu, cred că ai caterincă, eu așa cred, că ai caterincă pentru oameni maturi, nu pentru copii. Nu da, ai da. Fazele alea de... Gen de ții foarte mult copilul. Poate el să uită un copil la tine. Eu cred că să uită nu neapărat pentru Caterinca pe care o faci tu, ci pentru gameplay-ul pe care îl prezinți tu. În schimb, un om matur peste 18 sau 24 să uită pentru caracterul tău și apoi pentru joc, că joci tu bine. Știi? Da. Că sunt, asta e și percepția mea despre YouTube, scuză-mă. Că omul de-aia rămâne, frate, la un YouTuber. Pentru că se întregăsește în el. Găsește ceva ce au în comun. Îi place, e la fel ca el, au aceeași caterincă, aceleași vorbe, aceeași flair, carismă. Și după aia intră gameplay-ul și glume și de astea. Ceva, normal. Da, exact. Sunt așa. Oameni care, auzi, iartă-mă că te întrerup, sunt oameni care spun, auzi, dar ce joc este? Da, da, și am văzut tine doar... Doar ei, rău. Ce trebuie, șefule, descarcă-l. Am înțeles, am înțeles. Convingi lumea să se apuce de joc? Eu nu prea, pentru că... Depinde cum să-ți... Adică, eu le zic, e cel mai șmecher joc la ora actuală. Părerea mea, din la nivel global, și cel mai popular în același timp, PUBG Mobile e cel mai... Care e nația aia care nu-ți place cel mai mult pe PUBG? Arabii, se-i sparg în gură. De ce? Că sunt codați, mă. Ah, că sunt foarte... Nu turci. Nu turci, senii se viurum, sunt cu ei. Dușmangul de râm. Da, așa, când dă de enemy, dă ăla, știu. Da, nu avem treabă. Băi, mergem ușor așa, ușor. Bă, ce repede a trecut timpul și cât timp a trecut? Nu. 35 de minute de când filmăm. Da, să fii bine, mă, viață, mai fii atent, mergem pe sfârșit așa de live și o să zic în felul următor. Îți dau de live, de podcast. O îți dau păreri, ce căcat, m-am încurcat. Îți dau nume de youtuber și îmi spui dacă te uiți sau părere. E din partea ta. Dacă vrei te abții, dacă nu treci, gen vorbești, știi? Scurt, da, gen da. Părere scurtă, da? Da. Bun. Hai că luăm pe omul care ne place la amândoi, Palace.
Părere. Numărul 1. Ce-ți place cel mai mult? Numărul 1. Îmi place tot la el, mă, frate. Are gameplay numărul 1, caracter numărul 1. Știi ce-mi place? Ce nu-mi place? Ce nu-mi place la ăștia? A unii. Dar poate nu zic nume, știi? Așa. Nu-mi place că sunt... Așa, nu-mi place. Bine, am înțeles. Bun, palașa e mișto. La mișto. Bă, da, dracu, nu trebuie să râzi aici. Să spune că să râzi. Ce zici? Sau aiurea. Da, da, înțeles. Dar palașa nostru, mâncați și pula ta, e... Ia AVP-ul în mână și face senzații, ia o armă și vede că e, da, e băia la locul lui. Neveu. Nu prea, mă. Ok. Mă atragi. Numărul 1. Frumos, Caterinca și obraz. Ce vrei tu? Are ce și vrei tu? Bă, sunt fanul lui, ca să știi. Antonio Picant. Nu prea. Nu n-ai urmărit? Îți pieră prea mult pe frate acolo. Îți pieră prea mult. Ok, Cosmin Elsen. Nu știu, nu știu. Nu-l știi. Sebastian Chitoșcă. Dar și mi-ți să spun că știu. Ah. Bă, eu zic de oameni care sunt în scena asta. Nu știu, nu știu, că eu nu prea... Options. Eu nu știu. Nu știi? Pă bune. Fete, știi? Alexa TV. Fata de joacă Canter? Iubita lui Jax. O știu, o știu. Da, e... Părere. E bine. Dar bine, eu n-am ce să caut acolo în viața aia, că se vorbește bine gramatical română asta, înțeles? Aolo, am înțeles, te îngură, mă. Păi și YouTuber mari, dată... vloggeri, urmărești? Da, Pășeli. Pășeli? Părere Șeli. E ce trebuie. Da, e cel mai deștept. Toată lumea, e, deci bine. Când îi întreb, toată lumea zice aceeași treabă. Cel mai deștept. Da, da. Dorian Popa, hâs Johnule, nuată chiluțu. E numărul 1, la mâncați și pula, deci că într-una bagă țarna să-n el sau ceva. Bun, Antonia Knuckle. Cine? Antonia Knuckle. Nu știu. YouTuberiță care joacă CSGO. Iubita lui QWERTY. Sau QWERTY, nu știu, QWERTY știu că îi zice lumea. Nu prea uit. Să nu, știi că bine, nu... sunt pe CSGO și de asta nu știi. Eu în afară de Pala și Mugen și Jaxi care joacă foarte bine, nu mă uit. Nu te uiți, ok. TDR-ul. Băi, viața noastră TDR-ul. Mai ales că e aici cu joc, e forțiche. Adică nu neapărat în, ca și gameplay, aș minți să spun. Joacă decent, e ok, e acolo, ce trebuie. Bun. Cona. E pe Caterinca, pe distracție, joacă jocul de fan. Cona. E numărul 1. De ce? Ha, mă, zi, nu, părere sincer. Că m-ai abordat frumos! Că ești, pe ce trebuie. Mă, frumos, eu vorbesc frumos cu toată lumea, dar eu am un mesaj pe care îl gen schimb numele și o dată două din ele și îl dau la toată lumea la fel. Nu. Dar tu nu mă urmărești. Hei, acum o să te urmăresc. Dar de ce să mă urmărești acum? Că eu fac content, eu fac Omega, eu sunt Antonio Pican V2, Cătălin Talent. Hei, mi-e drag de tine, mă, viața mea. Că ce drag de mine, mâncați aia și coaiele, să-ți dai drumul pe fața mea. Aolo, că cam aș pe pula ta. Aolo. Păi tu vrei să dai tu pulă pentru mine? Vrezi că te zic eu că lași femeia ei copilul și vii acasă, o lași eu pe a mea, ești nebun. Ai, ce trebuie. Ești un pic grăsuț. Sunt, mă, viața. A, lasă, că mie îmi place să suc pula la umbră. Mie îmi place așa. Mie îmi place așa. Ești pregătit să te distrup psihic? Gata, dă-i drum. Oamenii au pus întrebări pentru tine. Let's go, mă, am postat, suntem la podcast cu nimeni altul decât Marius Salin. Întrebări pentru regele pe PUBG. Hai să vedem ce zic oamenii. Sabin 20 zice: cât de departe? Stai numai puțin să mergi și eu poziția asta, în față și pula. Așa, în piept. Cât de departe competitiv crezi că poți ajunge la PUBG? Locul în Europa. Mai departe, nu știu, sigur. Drăgulescu Eduard, câți ani ai viața mea? 26. Chiar dacă ai răspuns la unele întrebări, răspundem și de final, da? 20 de ori dacă trebuie. Da. glb.stfu. Cred că dacă îi știi după nume pe oameni, o să gen înțelegi numele. glb.stfu.
Zice, vrea să-mi scoată PUBG-ul din cap la 1v1. Ma. Hai ce multe cereri de 1v1, nu? Mamă, fii atent aici. Răzvan 7 zice, ce are de gând să facă cu banii dacă câștigă PMK-o? Să-mi fac casă, viața mea, să-mi fac casă. Care-i premiu? E de vreo 180 de mii. De căciulă? Nu, de pe total. Pentru că e pus la bătaie 1 milion, dar se împart pe regiuni, pe, știi? Alin Pop 7 zice, Alin, mai ești prieten cu Killer? Da! M-ai jucat cu el pula și omorât! De ce? Cine e? Nu știu. E un băiat. A, Sanchi. Am făcut un pic așa, un pic de YouTube. Ok. Și... Eduard Andrei 31. Ce trebuie să faci în TDM să te miști așa repede stânga-dreapta? Să-ți dai joystick-ul mic, viața mea, că ai movement-ul mult mai repede. Ia auzi. Nu o să mai citesc numele oamenilor, dar o să spun de întrebările. Ce l-a motivat să se apuce să facă live-uri cu PUBG? O să dai și numele oamenilor, că sunt mulți care îi cunosc. Darius Berindeie. Nu îl cunosc, dar îl pup. Ce l-a motivat să se apuce să facă live-uri cu PUBG? Păi, m-a motivat. Ok. Îmi place ceea ce fac, să socializez, oricum eu sunt de catering, că sunt mai știernă. Eu nu-ți spun underline CRP1, zice, care a fost faza cu grătar? Pot să zic? Mă, frate, prima mea femeie în viața asta cu care haumeau, ai înțeles? Mai pe scurt m-am dezvirginat într-un grătar de ăla de care te șești pe picioare când intri în casă. Aprinde țigara că-ți povestesc. Bă, viața mea, mă uitam și eu la filme porno cu un vorda meu și în drum spre casă am căzut în pulă și mi-am rupt pula în grătarul ăla. Cum pula mea, mă? Să moară mama, că avem pantalon de aia, bă. Avem pantalon de aia, așa. E real? Da, mă, frate, da. Și când m-am dus acasă, eu n-am simțit, am simțit decât că m-a pișcat, dar s-a rupt, știi ce zic. Și când m-am dus acasă, a leșinat mama, că-s pe jos. Eram plin de sânge. Da. Mă. Da. Alexandru zice, ce părere ai de Colochi? Colo K-Y. Da, îl cunosc, îl cunosc. E jucător ok. Joacă bine. Pe TDM. Stan și atât. Dacă ești blond și ai barbă și sprâncenele blonde, atunci flocii de ce nu-ți blonzi? Cea mai șmecheră întrebare pe care puteai să o pui în legătură cu PUBG-ul, să moară băieți. Vișa Antonio zice, dăm și noi 1v1, te respect, știi asta, glumesc, pup. Dai 1v1. Dau cu Antonio, îl cunosc. Ok. Moderată la mine. 69 Vlad zice, când încep grupele la PMK-o? Pe 1 septembrie să veniți cu toții! Acolo și suport, galerie, trăiască România, let's go! Mihai Florin 22, cu ce te-ai ocupat dacă n-ai face YouTube? Cu furatul, viața mea. Ok. Ecstasy 18 zice... I-am pus șofer, mă, glumesc! Glumesc, eu am pus șofer, lumea mă știe. FedEx, de nou. În ce sezon a jucat la PMK-o și când o să se mai joace, te rog? Ecstasy 18 zice. Păi, am jucat în 2018, în 2019, pardon. Și eu chiar acum, suntem calificați, viața mea. 1 septembrie. 1 septembrie. Bun. Andrei underline in zice, Alina a făcut până acum bani din PUBG? Da. Bun. Din YouTube, nu PUBG. S, B, Ionuț, nu știu dacă e întrebare, zice Belita. E o glumă de-a voastră? Da. Ah, ok. Marius Ocult 1525. Cum crezi că va ajunge PUBG în România? Acum depinde, depinde de... oricum e un joc foarte, foarte popular momentan în România. O să ajungă... Depinde cât o să țină. Că nu mai ține PUBG, nu mai ajunge niciunde. Dar dacă continuă așa, pentru că... Păi zice, trece mă frate, văd jucători mult mai buni, mult mai avansați, mult mai profesioniști. Să știi, okay. Înainte erau all-in și 2-3 pe lângă și ceau. Am înțeles. Acum sunt mai mulți. Sunt foarte mulți care joacă foarte bine și ce să zic, îi laud. Când are de gând să mai slăbească? Primarul întreabă. Da, după PMC-ul viața. Câte, Vali
13.8. Câte kill-uri a făcut cel mai mult într-un sezon? 37, am spus, cel mai... Într-un match. El cred că se... Match. Bine, el zice sezon. Nu știu dacă te... A, într-un sezon? Aproape 10.000 de kill-uri. Ok. Vali 13.8, o întrebare dificilă. Alegi dacă răspund la ea sau nu. Aproximativ câți bani a făcut din donații de când face YouTube? Bă, nu știu să-ți dau o sumă exactă, pentru că primești și prin Super Chat și prin upstream și nu știu calculele. Da? Vă mulțumesc tuturor. E bine. E ce trebuie. E ce trebuie. Când va juca un meci cu Tederica? Zice, râd Denis Akayem. Bă, nu știu, că și el. Am văzut că e foarte aglomerat. E asta. Ok, și... deci nu se știe. Nu un se știe. Punct ale, zice, o să faci live de la PMCO? Nu, păi n-am voie. De fapt, nu pot și nu astea, pentru că jucăm competitiv și acolo oricând poate să, orice echipă, toți mă cunosc și cam aproape toată Europa mă cunosc că sunt și YouTuber și că fac live-uri și disc ca să-mi facă stream snipe sau așa, știi? Am înțeles. Da, care este jucătorul preferat al lui Alin pe care îl îndrăgește cel mai mult? Paraboy, China! Pe cine? Un Paraboy, un jucător bun de la SKF. Pentru mine e cel mai bun din lume, la clasic. Vlăduțu Angelo, de ce se dă regele României? Nu mă dau, mă, viața mea, sunt. Tu te-ai îngură, ce fel de okay. Mă, asta cu regele, că chiar vreau să zic, știi, de tăuri am spus la toată lumea, mă, frate. Eram odată supărat, înțelegi? Și am provocat, am făcut un challenge de ăsta. Bă, toți bombardierii României și ăștia pro-playerii care tot mă vorbiți de rău, veniți la TDM. Și am leșinat în seara, am leșinat, nu mai știu, vreo 60-70 de oameni. I-am bătut pe toți. L-am pierdut un meci. Ai înțeles? I-am bătut pe toți, la rând. Și după veneau pe chat și cu hate, că vezi, Doamne, că n-ai jucat nu știu cum, că trebuie să fii corect, că ce corect, mă, frate, că n-am coduri, du-te, Doamne, iartă-mă, campionul e numărul 1. Și atunci am zis, sunt regele României, dați-vă. Ai înțeles? Pentru hateri, în fine. Asta și de atunci întreba, mi-a rămas... Așa zi. De atunci mi-a rămas asta cu regele popabil. Fii atent, ultimele trei întrebări. Una nu e întrebare. Îl urmăresc de la primul live, fute-la și în gură. Cine-i? Mihail Răzvan 22. Nu știu. It's Gabriela 22 zice, să ne spună top 3 cei mai buni moderatori ai lui. Gades! Nu pot să fac diferențe, că pentru mine... Ai zis un nume, gata, te-ai dus. Am zis Hades, Crax, Cătăzah, gata, trei. Alex05, gândește repede, 7-8. Nu știu, mâncați și plata matematică. Nu există o cale de împăcare cu persoanele cu care s-a certat în trecut și încă sunt certați? Gabi Mica, 15, zice. Ba da, cu mare drag, mă înțeleg cu toată lumea, atâta timp când nu... Când îi simt pe bune că vor să-mi pace cu mine. Adică? Adică, sunt alții care zic la mișto, te iubesc din burtă, viața mea. Mai am niște întrebări, dar nu vreau să le mai pun și aveam o întrebare aici în față. Adică mai am niște întrebări la modul de cât timp joacă PUBG, ai zis, vreau RP, please, întreabă-l pe Alin unde ne pupă. Așa. Bun, asta e ultima întrebare. Da. Cum crezi că o să te descurci la PMCO, că am văzut azi scrimurile și nu arătau prea bine? Toată lumea spune, frate, la scrimul nu prea, nu tot timpul dați rezultate, nu vă iasă tot timpul. Frate, scrimurile sunt niște meciuri offline, cum s-ar spune, unde te antrenezi. Acolo exerțăm push-uri, exerțăm multe altele, adică ceea ce încă nu am exersat. Și cum toată lumea știe că în jocul ăsta PUBG nu e nimic random, adică totul e random, pardon, nu e nimic prestabilit sau bă, asta se va întâmpla, înțelegi? De atâtea ori când ceva încerci ceva nou să faci cu echipa ta, fiind o echipă nouă de o lună, două, nu ai sinergie, frate, da. Atât de bună, înțelegi? Și e normal să mori odată cât... Eu, de exemplu, fac o rotație pe nu știu unde, înțelegi? Și aștept pe nu știu care. Nu-mi iasă de fiecare dată, înțelegi? Ideea e că noi nu jucăm la win, la scrimuri. Știi ce spun? Noi nu vrem să dăm rezultate în scrimuri. Noi vrem să dăm rezultate la PMC. Un match. Uite ce frumos. Uite, de exemplu, echipa Unique, care au fost de două ori campioni europeni și odată campioni mondiali la Star Challenge. Ce echipă? Unique. E un prieten de-a meu, un rus, Olboy îl cheamă. Napoi Bliet. E din Rusia, mă înțeleg foarte bine cu el, e și el YouTuber, e
jucăm împreună de mult timp, așa de un timp liber. Și da, îți dai seama că eu și tele mă mai inspir cu câte una alta în legătură cu treaba asta, cu competiția, știi? Mai, ne dă câte una mică. Da. E ok. Și ei erau ultimii, frate, în antrenamente. Bă, ultimii. Când zic ultimii, în top 16, top 15, top 14. Și PMC-ul... How? How? Surpriză mare. Deci contează treaba asta. Dar chiar mă, se fac pariuri la ăsta? Se pariază? La PUBG? Pariuri cum? Gen Oficiale? pariuri, da, pariu de ăsta. Te duci pe bași pe steaua Dinamo. Nu. Nu, nu sunt. Înseamnă că se Nu. trânteau meciuri din prostie și nebunale Stai alea. seama. Mamă, Era ce fain. bani. Atunci să vină 1v1. Atunci, da, frumos. Băi, Alin, ăsta a fost podcastul meu. Au trecut 50 de minute instant, așa, nici nu mi-am dat seama când. Dacă vrei să zici ceva de încheiere, dacă simți nevoia să zici ceva, dacă vrei să dai un sfat. Le zic. Băi, vă mulțumesc pentru tot binele care mi l-ați oferit, pentru like-uri, pentru subscribe, pentru share-uri, pentru donații, pentru tot ce ați făcut până la urmă pentru mine. Fără voi eram un nimeni. Taci-mă puțin. Bă, taci! Certitudine. Sunt rău, conacule. Ești bine. Așa. Fără voi nu eram nimic și voi mă țineți sus și tare, vă pup și vă iubesc pe toți nebunii mei. Apropo, nu uitați să dați un mare like la podcastul care l-a făcut Conacu, e un băiat de milioane. Nu am stat mult de vorbă cu el, dar e caracter și e finețe. Te pupă. O să ne cunoaștem mai bine, o să vezi. Dar să nu Stai stai ziua, mult pe dacă ești... live-urile mele, să nu stai mult pe live-urile mele că tâmpești, crede-mă, pierzi neuroni. Bă, oricum, ți-am dat Zic, deja abonare, ți-am dat. zic eu, zic eu. Băi, te pupă, fratele, vă mulțumim că v-ați uitat la podcastul ăsta. Și follow Urmăriți-ne pe Instagram, acolo la Jegosul Suprem și la... Marius.alln. Acolo, boys, verificați descrierea acolo, să dați subscribe la băiatul ăsta acolo, că joacă, rupe PUBG-ul. Eu am fost curat cu el, a fost Alin și vă mulțumim, boys. Vă pupăm. Vă pup. Ciao, Numai ciao. bine la toată lumea. Ciao, ciao.